Pentru cele mai ieftine jocuri, intrați pe g2a.com. Nu uitați să folosiți codul SPEEDY pentru o reducere de 3%. Salutări și bine v-am găsit la partea a doua din draftul nostru la FIFA Ultimate Team. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Team One Game. Ăsta nu cred că e de la care își dă autogol. Sau care iese. Ok, nu este. Și are o echipă cu 3 fundași. Ok, lucrurile pot merge ori fantastic, ori groaznic. Echipa are full chemistry, are 3 fundași rapizi și puternici. Dacă joacă prost, îl bat lejer. Dacă joacă bine, mă bate lejer. Asta e răspunsul, pentru că un 3-5-3 este strict anti-jocul unui 4-3-3 care îl joc eu. Și în orice situație va fi 1 contra 2. Oriunde, pe orice parte s-ar juca, va fi 1 contra 2 pentru el. De asta trebuie să joace prost ca să-l bat. Dacă va juca el la fel de bine ca mine, atunci el are avantaj să-l bată pentru că are o formație mai bună și fundașii au pace, e enorm de important. Și trebuie să ai enorm de mult noroc să primești o asemenea echipă cu o asemenea fundaș. Bine, eu am Ronaldo, pe când el nu are, dar el îl bagă de pe margine, deci va prelua chemistry-ul celui care va intra, probabil. În fine, match foarte greu, tot ce vă pot spune. Ne vom chinui. Sperăm că nu prea mult. Mulțumesc. Oh my god, Martinez. Dacă aveai chemistry bun, era gol. Că era Zeca, era visul. Cum trece Vela în halul ăsta? Știam că va face scoop turn. Acum, bine, m-a surprins cu chestia aia, dar acum a fost idiot că s-a întors iarăși. A trecut de la, ok, joacă bine, ok, idiot, ok, a încercat ceva. What? Courtois! Ești... Ce? Cervinio are 72 la șut. Cum îmi scrie golul ăla? E practic imposibil ca un portar cu 86 overall, full chemistry, să primească un gol de la Gervinho din poziția aia. Nu, e imposibil. Deci eram extrem de lejer că va apăra. Eram gen, ok, apăr Courtois și continui faza. Dar s-a întâmplat chestia asta. Uite-l pe Oscar, handicapatul. Bă, dar jur că Oscar e cel mai prost. Gervinho e cumva buguit? Întreb. A trecut printr-un om. Acum a înscris golul ăla, care e imposibil pentru că n-are șut așa de mare. Chiar dacă e în form, oricine ar fi, n-are șut peste 77-78. Deci n-avea cum să facă faza aia. Bă, dar atât bulan am mai văzut în viața mea. Faul, penalti roșu. Ok. Nu e și roșu, dar e penalti. Dar nu mă bucur pentru că voi rata acest penalti. Ok, am înscris. De obicei ratezi penaltiurile, de asta... Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar în ultimul timp ratez foarte multe penaltiuri. Poate e din cauza la FIFA sau poate e din cauza că am ghinion, dar am început să ratez foarte multe penalturi. Feguli. Matic, ești un zeu al zeilor și al zeilor oamenilor. Matic. Matic, 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 jucătorul meu preferat de acum încolo. Formidabil, nu vine să cred cum joacă Matic. Ce gol am scris! Cea mai bună decizie că nu l-am luat pe Gustavo și l-am luat pe Matic. Nu-l știam, nu știam cum joacă Matic, practic. Pentru că nu l-am încercat la Ultimate Team. Probabil e și scump. Însă iată cum joacă Matic cu full chemistry. Acum e gol? Serios, FIFA? Serios, FIFA? Mulțumesc! Penalti, a? Ok, fault în atac. S-a supărat așarul meu. A făcut 2-1, două faze a lui Matic. Bine, prima fază de gol a fost penalti scos de Ronaldo, cred. Doar că Matic a recuperat la mijloc și de la el a pornit faza. Bine, pe urmă Fegoul i-a continuat acolo bine în margine. Și acum e prost. Ok, e gol. Mamă, Cahill, mi-ai salvat. Ronaldo către OP. Pe nume Martinez, dar n-are chemistry. Dacă avea chemistry full, Martinez era coșmarul vieții adversarului meu. Bravo, Zeta, hai că nu ești prost, bâtă. Ronaldo câștigă la cap, bravo.
câștigă, bravo Ronaldo. Treci, fake shot, ok, scoți un corner, e decent. Hai să nu mai bat cornerele cu Ronaldo până la urmă. O idee bună, am pe Zeca. Batem cu Zeca, YOLO. Pasă, e gol ăsta. Nu, schema mea, n-a ieșit. Jur că atunci când îmi iese prima pasă dau gol mereu. Dar acum n-a ieșit. Mamă, cât de greu trece mingea pe acolo, pe aici nu se trece gen. Deci că e în al doilea război mondial. Ok, Cahill. Ah, Darmian, ai mare grijă. Scoop turn, easy. Mersi de scoop turn-ul, idiot. I-am mai schimbat unor între ei. Nu ieși, portar prost. Bă, Courtois, ești cel mai prost om care l-am văzut în viața mea. Îmi face ș. Oh my god, oh my god. Ăsta chiar vrea să ia bătaie. Aici a fost o greșeală, nu trebuie să-l alei pe Courtois. Uitați-vă cât de prost e. Ia gol de la Gervinho de la distanța aia. Acum iese la Matteo care îmi scrie: Courtois, tu ești practic cel mai prost om de pe teren. Ești mai prost ca un jucător care l-a luat doar fix pentru chemistry și e mai bun ca tine. Și tu ești teoretic cel mai bun portar din Premier League. Gândește la ce ți-am spus, Courtois, și încearcă să aperi ceva. A făcut și... M-a ambiționat și mai mult să-l bat pentru că a făcut acea celebrație. O să-l bat mult mai grav. Mulțumesc că am trecut perfect, deci el n-a ghicit ce vreau să fac, dar mi-a luat mingea AI-ul pentru că a zis: ok, a făcut o schemă prea complicată, hai să-l ajut pe ăsta care era depășit de schemă. Iar, din nou, o pasă din nou perfectă și AI-ul îl ajută și dă pasa aia proastă. Iată. Te rog, FIFA, nu fi de partea lui. Ai fost până acum la fiecare fază. Puțin de partea mea n-ar strica, ok? Mai ajuta și pe mine puțin. Feguli, ți-am dat să preiei... Ok, FIFA. Ok, FIFA, mulțumesc că l-ajuți pe el. Uneori simt că jocul ăsta vrea să pierd. Și așa este. Când cel mai bun portar din Premier League ia două goluri de rahat. Și greșel de portar, nu de fundaș sau de ceva. Griezmann fake shot, uite. Eu stăm mereu pe aceeași direcție pe care se duce el. Și el tot trece. Dacă ar face el asta la mine, n-aș trece niciodată. Uitați că la fața asta s-ar fi întâmplat mereu. În fine, hai să nu ne enervăm când putem să câștigăm lejer și acest match versus un idiot. Nu, de ce te pasă așa tare? Era exact lângă tine, Martinez, dă-i o pasă în ceată. Iată. Când nu știi ce să faci, dă-i Q-ul V ca un autist și treci ca ebulan. Asta e sfatul meu Scufet. Stai dracu în poartă sau vrei să mori? Oh my god, scheme. Scheme de idioți. Zeca, încearcă să nu-și dea autogol totuși. A zis că e mai deștept Scufet, auzi. Courtois ca tine, dar s-ar putea să nu fi. E dacă tu-ți dai autogol. Mai prost am vrut să spun, în fine. Asta nu e măcar nicio schemă sau ceva de genul. Pur și simplu dă pase ca un idiot. Uite, iată. Habar n-are ce face. Eu am niște scheme lucrate fantastic la... Băi, Martinez! Oh my god, știu că ai chemistry low, dar încearcă, te rog, să faci ceva o dată ca lumea. Trecea de ăla, era gol. Oscar pe direcția mingii. Ok. Iată, nici măcar preluarea lui Oscar nu e normală. Băi, Oscar, tu joci cu noi? Oh, shit. Oh, shit, e roșu. E roșu, pentru că n-a fost la minge. Deja trebuie să dau S ca să schimb jucătorul. Îl bat și în 10, nu e problema asta, dar are bulan. De fapt, știți ce? O să rămân cu 3 fundași. Asta înseamnă să fii mafiot. Sau să fii idiot în caz că voi pierde. Dar probabil asta înseamnă să fii mafiot. High pressure, 3 fundași. YOLO. Pot băga un fundaș? Ok, poate ar trebui să bag un fundaș. Dacă primesc gol la fast, ok. E o decizie nebunească pe care nu o recomand nimănui. Însă am încredere în skillurile mele. Și o să... Ok, am pierdut un fundaș, prietene, nu un mijlocaș. De ce nu am oameni la mijloc FIFA? Sunteți chiar aut... Vela, trece în modul ăsta. Ok.
Cred că trebuie să bag un fundaș, pentru că FIFA joacă precum n-aș avea un mijlocaș, deși am un fundaș. Măcar dacă schimb atacantul, FIFA va decide că, da, chiar n-are atacant și nu e fundaș. N-am vrut cu ăla, bă, da! Să... FIFA, te rog eu frumos, decide! În poartă, în poartă! Mulțumesc! High pressure! De ce nu-mi dă voie să schimbe high pressure? Attacking și high pressure aș vrea. Ești pe direcția mingii, Martinez. Mulțumesc, idiotule. Oscar! Bă, Oscar face throw, jur că o fază n-a câștigat și el, o fază n-a jucat bine. Sculptor, mulțumesc. A, centrează, mai prost decât Sculptor. Crash. A luat crash, baba. După ce am 3 fundași, mingea trece prin al meu. FIFA, te rog, nu-i mai da lui orice noroc posibil. Portar, bă, da, prost, prost om. Să mor de nu e curtoat cel mai prost portar care l-am avut la drafturile astea. Am avut portar 80 overall, l-am avut pe Berleno, care era mai bun. Am făcut 4 victorii cu Berleno. Nici nu e previzibil. Oh my fucking god. Bravo. Haideți, băieți. Haide, Ronaldo. Ești liber, nu e offside, că am văzut clar. Dar bine că ai preluat ca un autist. Dar nu știu cum fac. Pot să fac doar în realitate, îmi pare rău. Nu știu cum faci și în joc. Cer scuze. Ups. A, nu merge să pun pauză. În fine, am 3-2 în 10 oameni cu 3 fundași. Pare rău. You mad, bro? Are you mad? Pe o scară de la 1 la 10. Cât de mad ești? Ok, Gervinho, taci puțin. Fault? Ok, nu. Rămân așa, rămân cu 3 fundași. Vreau să-l umilez complet. Bine, sunt idiot uneori dacă primez gol. Trebuie să joc ca un idiot, dar rămân cu 3 fundași. Vreau să-l umilesc, pare rău. Mi-a făcut chestia aia cu ș. Vă vine să credeți? You mad, bro? Ok, pasa asta a fost bine, e 3 vs 3 la faza asta. Centrează cross, ai grijă. Eram sigur că va centra, bravo. You mad, bro? Matic a fost omul meciului. Oscar. El e Darmian. Un fundaș care eu îl duc în atac ca un idiot. Bravo. Bravo că nu dai pasă, Martinez. 3 versus 1. You mad, bro? Va arata faza asta. O să mă chinui eu să rateze. Aha! Get wrecked, bro! Outplayed! Outplayed 100% la faza asta, dar e problemă mare. Outplayed again! Get wrecked, bro! I'm so sorry! You mad, bro? Ok, Ronaldo, ești cel mai prost om. Nu mai contează, câștigăm în 10 oameni fără frică. Nici măcar nu m-am apărat. Am mișcat puțin microfonul. Mi-e frică să nu fi stricat microfonul, stai puțin. Nu cred. Dacă a stricat microfonul, înseamnă că nu mai mă auziți, dar să sperăm că nu s-a întâmplat asta. 3-2. Easy game, easy life. Bine, n-a fost easy, dar am câștigat. Și vom lupta acum pentru a treia victorie. Să nu spui că e suspendată la călă la roșu. Ok, nu e suspendat. Perfect. Sunt de acord. Am vărsat chestii pe jos. Are sigla celor de la Swansea ăsta. A fi interesant. Poate luăm bătaie, va fi. Voi plânge că o pierdem. Ok. Nu e unul care iese, așa că încetez să mănânc. Matic, opa. Părerea mea că la cum arată echipa lui cu 100 chemistry și toate alea, e strict mai bună ca a mea. Va fi greu. Ne vom chinui, dar vom câștiga. Vă promit asta. Bine, dacă pierdem, nu-i vina mea că am încercat tot ce puteam, dar... Sper să câștigăm. Băi, Zeca, ești cel mai prost om după Courtois.
Oh, pase de astea. N-a fost fault ăla, dacă te gândești puțin. N-a fost deloc fault. Te iubesc. Cum pot să-l adaug pe ăsta și să-i spun că plătesc o prostituată să se ducă la el? Jur că pot face, că aș vrea să-i fac asta. Shot autogol și mi-a dat a treia victorie. Și avea echipă, deci avea echipă, nu glumă. Mulțumesc, domnule, ești noul tău fan. Ești noul meu fan, vreau să spun. Am făcut 3 victorii după ce a făcut throw-ul ăsta. Eu uitați pe la un lecare și m-a supărat, dar vreau să-și dea gol de la prima fază. Și m-a supărat că n-a luat mingea, Oscar, păcat. Și era genul care ieșea din meci, știți? Ăsta da, om, hai să ne gândim puțin. Tu vrei să-ți dai autogol, idiotul cu care joci, intră pe la un lecare și te faultează și tu zici, e aceeași persoană. Își dă autogol iarăși. Fiți atenți. E aceeași persoană. E aceeași. Am făcut 4 victorii. Vedeți, are cod cu care câștigă meciurile dându-și autogol, pentru că trebuie să fie eliminat, logic, în luna trecută. Însă are cod, chiar dacă își dă autogol, el câștigă meciurile. Și dacă își dă autogol, câștig și eu. Haide, te rog, fă asta. Prietene, am făcut 4 victorii dacă îți faci iarăși autogol. Sau poate că în ultimul meci nu mai trebuie să-și dea autogol, cine știe. Da, poate că ca să câștige ultimul meci nu mai trebuie să-și dea autogol. În fine, nu-mi pasă. Poftim? Nu, no, nu fi rupt. Ba da, așa, pasă. Ala e! We are the champions, my friends. Am făcut 4 victorii. Primele 2 legit, următoarele 2 cu aceeași persoană care ne-a dat punctele și bineînțeles le-a luat și ea. Iată că 4 victorii ce am primit. Goal pack 7K jumate, 15K 20, 25. E cel mai prost pack care l-am primit vreodată la 4 victorii. Odată am primit pack de 25 de K. Nu, de 100 de K, ăla cu 12 jucători, 12 rari. Sau e 50 ăla, în fine. Un pack groaznic am primit data asta. În fine, hai să sperăm. Dacă ne dăm Messi sau ceva, e un pack ok. Futuți, bă, Di Santos, să nu mai te pună dracu să mai fii vreodată în viața ta argentinian, că îți dau discard oricum, că m-ai speriat degeaba. Am văzut un argentinian, am zis, Doamne, ok, e scump, nu-i dăm discard. Am zis, Doamne, ăsta e, dar nu e. Nu sunt scump, nu sunt răi nici ăștia. Rafinha, poate ești scump, că ești de la Barcelona, eu știu. Hai că n-au picat jucători groaznici. A, e pack de la plin cu jucători. Acum îmi dau seama. Ce cabliat, Rajbi, Suka, Idina, Hui. Ok, jucătorii ăștia nu sunt absolut terifici. Hai să vedem acum, nu mai voi da skip. Oh my god! Oh my god. Sunt un idiot că țip ca prostul pentru că are 32 pace. M-am bucurat degeaba, știți, pentru că inițial aici am crezut că este Depay, care e scump, 25 de K. Valencia este un căcat cu 30. Ok, un K 500. Asta este un fundaș cu 32 pace, deci 10K. Îi dau direct discard. Da. 10. E în form, dar e slab. Știți? Îi putem da discard dacă vreau și oricum să-i dau, că nu-l folosesc eu. Dar hai să-i dau direct discard de aici. Sau să-l pun 9K, 5, 610. Oricum nu-l cumpără nimeni. Poate să fie mai scump ăsta? Un cad, ok. Toți jucătorii de tipul ăsta are aceeași persoană, deci face, îi păstrează pe toți. Deci, dacă îi pun prețul ăsta, îl va cumpăra. Cred, sper. Valencia, te urăsc că nu ești Depay. Ok, ăștia nici nu mai contează. Skip. Dacă l-am primit pe... Am primit în formă, hai să nu mă plâng, dar... Din câți în formă există, puteam primi ceva mai bun. Practic am primit... Oh, Guarin, am primit încă un jucător bun. E ca un inform, Guarin, pentru că...
E 10K, da. Am primit al doilea inform. N-au fost cele mai rele pack opening-uri, să știți. Doi inform... e ok. Nu, dar vreau să vă arăt din câți informe există, l-am primit exact pe cel mai prost. Exact pe cel mai prost. Pare de acest accent, dar a fost exact cel mai prost. A, 20 de cai maxim, Lugari, păcat. Păstrez restul. Mi-am scos mai mult ca sigur banii, cel puțin pe... pe pack-uri. Pe arenă care i-am dat. Acum, uite ce vreau să fac. A, să mă uit la Team of the Week să văd care e cel mai prost jucător. Știți? Ok, nu e aici. Unde e? Scouts, ha? Ok. Puteam primi, știți? Ok, ăsta e scump. Nu știu. Puteam primi jucători ca De Bruyne. Și ăsta e foarte scump, e OP, e o bestie ăsta. Uitați-vă și voi, 84, 88. Fletcher chiar și așa e mai bun. Ăsta l-am primit, nu? Idiotul ăsta, 32 pace. Puteam primi pe Godin. Puteam primi, ăsta e la fel de prost. Deapt. E puțin mai prost ăsta că e dintr-o ligă mai necunoscută. Ăsta era, cred că, 12-13. Puteam primi pe Neuer, care e pe bară. De Gea în locul său. Da, deci am primit exact cel mai prost. Tachidi. S-ar putea să fost... nu e din Italia, e mai scump ăsta. Hai să nu mai fiu supărat. Am făcut 4 victorii și mi-am scos banii pe draft. Hai să încheie episodul. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă v-ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.